ce... mare! Doamne Cristi, Dumnezeule, mă scuzați să trăiți, domnul Ovidiu. S-a dat drumul la câini. Unde-i peruca? Așa, vezi că ți-ai avut tu. Cristi, iartă-mă că am dat buzna așa, îmi dau cu reveneala ca să fie bine casă. Stai să... Uite, măi, cade. Băi, panorama asta a ta nu știe să-și țină șapca asta pe cap. Ia. E vânt, e vânt aici la mare. N-am mai avut răbdare să rămână în spate pentru că a vrut să te cunoască și a vrut așa să-ți aducă niște cadouri. Cum se numește domnișoara? Să priziți și Curveta. Curveta, da, curveta, da. Ea este curveta. Este curveta, da? Lumea vine să facă poze cu ea, să știi. Da, da? Da. Dragi bărbați, dacă vreți să faceți poză cu curveta, cu ea aveți voie. Că dacă era în carnișoase, vă mai luați bătaie, da? Da. Da. V-am adus și niște cadouri. Vai, ce frumos. Ca să fie bine, ca să nu fie rău. Și asta este pentru soția ta, Oana. Să rămână foarte frumos. De la curveta, ea le-a pregătit. Da? Foarte frumos. Dar ea cu care mână a pregătit? Că nu mi-am dat seama. Cea cu ojă, care e o unghie aici cu ojă. Am înțeles. Cea cu ojă, da. E foarte frumos. Poate, doamnele săracă, și domnule, este ea. El însuși, Răzvan Botezatul, cel mai ușchit dintre oamenii care cel sunt mai la TV. El, să știți că este, ca și Ovidiu, antreprenor de litoral. Serios? Pentru că el are un magazin. Eu am un second hand. Dar merge bine. Păi sunt convins. Mai ales acum pe criza asta. Da, e bombiță. Da, e bombiță, da. E bombiță. Eu găsiți la Euforie, deci second hand, asta este second hand, nu că cu asta face da. Și cu asta dă, da? Ea este principala atracție la magazin, ca să fie bine, ca să nu fie rău. Da. Da. Deci pe bune, lumea vine să facă poze cu ea, deci nu cu mine. Ovidiu, stai, hai să stăm puțin jos ca să stăm jos. Ce ai de unde fugi cu ea, dragă? Revenim, vă lăsăm să vă faceți momentul, revenim noi. Da, e ce frumos, doamne. Vino, mă, încoace cu curveta. Te rog frumos, adu-l pe Răzvan încoace. Că bărbații ăștia întotdeauna se hotărăsc. Trebuie să fie și de plastic se feie. Femeia nici tot aduce. O ia vântul, ai grijă. Are emoții, să știi. Da, am auzit că ați dori acum să vă înscrieți la, după ce ai fost în junglă acolo, da. Să vă înscrieți la un concurs de dans. Da, ne dorim foarte mult, pentru că noi pe TikTok dansăm împreună, da? Ba pe fustă creață, creață, ba pe alte melodice, na, păi sunt virale pe TikTok. Deci, dăm microfonul, doamnelor și domnilor, talentul, Doamne, talentul lui Răzvan la dans este bine cunoscut de la postul de televiziune la care a lucrat, acolo unde, exact, acolo, doamnelor și domnilor, are emoții. O taie emoțiile de la brâu în jos. O taie, a tăiat-o definitiv emoția. Doamne, am văzut și fund de femeie de plastic în emisiunea asta. Ovidiu, stai jos că e gravă situația. Deci, doamnelor și domnilor, înțelegeți că emisiunea asta nu mai e ce a fost. Mă îmbrac că ne luăm de la CNA vreo amendă, ceva. Da. Doamnelor și domnilor, o probă de cuplu, ca să zic așa. În cursa iubirii nu se va înscrie Răzvan Botezat împreună cu curveta, da? Dar pot să danseze emisiunea aia cu dansul. Nu știți ce pierde. Deci prima piesă pentru distinsa Le Curvet și domnul Răzvan. Muzica, maestro! I am not trying to do that. When I dance, they call me Magarena. And the boys, they say que soy buena. They all want me, they can't have me. So they all come and dance beside me. Move with me, chant with me. And if you're good, I'll take you home with me. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena, ay, baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Să-și revină domnișoara, să-și revină domnișoara. Ah, te rog. Să tracă, tracă, tracă. Am uitat de școală, străzi.
foarte bine, bravo baletul! Încă două piese, talentul e prea mare, trebuie arătat. După o scurtă pauză, până atunci, Ovidiu, poți să descrii cuvinte ce ai văzut? Da, fenomenal. Fenomenal, doamnelor și domnilor, foarte bine. Ne luăm și medicamentele în timpul pauzei de publicitate. Continuă Răzvan cu ce-a mai rămas din ea. Rămâne și Ovidiu, cruce mare, aghiazmă mică, aghiazmă mare, ne întoarcem. Și pe mâine. Doamnelor și domnilor, ne-am dat cu puțină apă pe față să ne revenim după acest moment coregrafic de largă respirație. Doamnele și-au revenit, uitați cât s-a adunat lumea pentru Ovidiu, dar ați venit și pentru mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, a fost cu ea la toaletă și a mai revenit draga de ea. A fost dezmembrată toată de la acest balet. Domnul Răzvan Botezatu și partenera sa sunt invitați pentru o nouă repriză de dans. Domnul Răzvan, vă rog, cu curaj, domnule. Acum s-a intimidat asta mică, ce-i cu ea? Vă rog frumos, uitați-vă cum o aduce. Colegul de la mobilă, uite-te unde-i mâna dreaptă. Unde-i mâna dreaptă, alu? Așa, mă rog. Ovidiule, am îmbătrânit noi sau așa trebuie să fie? Lucrurile se schimbă. Aia mă gândeam și eu. Doamnelor nu și domnilor, nici păpușile nu mai sunt ce au fost. Nu mai e nimic din ce știm. Asta e treaba. Doamnelor, domnul Răzvan, deci explică-mi și mie. Deci tu, acum, pe Răzvan îl știți foarte bine, în zona virală Răzvan este, adică el e sănătos, dar e viral, nu, ca să zic așa. Păi nu sunt sănătos, dar... El după ce a venit în junglă a zis, bă, dacă tot m-au ținut aia să tac acolo, am venit, Doamne, să le arăt, frățioare. Păi da, trebuia să-mi iau revanșa cumva. Păi da, și acum așa revanșa este aici pe litoral și domnișoara... A vrut să semneze acord GDPR că nu voia oricum să apară la televizor. Dar își dorea foarte mult. Dar își dorea foarte mult. Da. Mai veniți să știți dacă i-a plăcut. Da. O facem asistenta noastră. Păi eu trebuia să vin singur și când am auzit că vin la tine... Ai avut scandal. Da, am avut scandal cu Dalea, s-a prins de ușă, am târât-o am cu înțeles. Mașina. Adică noroc are plasticul puternic, că nu știi ce se întâmplă. Nu prea are, mai are plasticul nici puternic. Nici cu plastic, adică i s-a dus și plastic. Și curvetă. Da, doamnelor, am înțeles. De la prea multă dăruire. El îmi povestea mai devreme că trec foarte mult tirurile prin față și atunci o zboară, înțelegi? Zboară. Doamnelor și domnilor, Răzvan mai rămâne alături de noi. Ovidiu mai are să-și facă puțin cruce pentru că mai urmează două momente de dans. Copilași, faceți-vă de cap. Aseară pe stradă am întâlnit o fată, avea păr negru și ochii căprui, o fetiță brună cu păr ondulat, s-a oprit o clipă și m-a sărutat. Ce să mă fac, Doamne, eu, se mărită Mona, nu știu, Doamne, ce-i cu ea. Auele, ce să mă fac, Doamne, eu, se mărită Mona, nu știu, Doamne, ce-i cu ea. Vino la mine ca pasărea-n zbor, eu aler la tine, la tine cu dor. Vino la mine ca pasărea-n zbor, eu aler la tine, la tine cu dor. Muzica.
foarte frumos, doamnelor și domnilor. Ia, ce s-a mai întâmplat? Nu s-a mai întâmplat nimic, am scăpat. Doamnelor și domnilor, nici cu reveneală nu mai trece. Ovidiu, îți mulțumesc foarte mult. Acum, din seria, Răzvane, tu să nu pleci, că noi am luat tratamentul, dar nu ne ajunge. Vreau să spun lucrul următor. Din seria să vindem castraveți grădinarului, îl invit pe Ovidiu la bucătăria noastră aici, la șef Adrian Salomia, să vedem cu ce l-ar servi pe Ovidiu, care este un, cum să vă spun, un specialist al mâncărurilor de mare mediteraneene. Adrian, acum să te văd. Ovidiu a fost în bucătăria noastră. Așa, ia să vedem. Pentru astăzi, Cristi, am zis să începem cu midii. Doar ne-am gândit atât de multe săptămâni. Cum le-ai făcut aici? Și spune și eu, Ovidiu, cum le faci. Aceste midii sunt făcute cu roșii, ardei iute, busuioc proaspăt, usturoi, vin alb, sare, piper. Da, nimic mai mult. Cea mai grozavă, sigur. Da, nu are rost să o complici atât de tare. Ca să ce, să acoperi aroma asta proaspătă. Foarte bine. Zi-mi, te rog, ce găsim special la tine la VAM. Păi ceva așa de mâncare, o să pic acolo de special, special avem specialitatea casei, e un pește care e foarte interesant, nu vă spun ce pește e, dar toată lumea îl preferă și legumele noastre la grătar sunt cu totul altfel decât în alte părți. Doamnelor și domnilor, Ovidiu, și salate, și băutură, și deserturi, și deserturi foarte interesante. Unde ții deserturile, Ovidiu, că nu niciodată ești în aceeași formă de când te știu. Ei, nici chiar așa, acum mă abțin în ultima vreme. Da, deci o să rugăm pe Ovidiu să guste după așa ce... Așa am preparat și o focaccia simplă cu usturoi, doar mai așa ca să avem cu ce muia în sosul. Treci în locul meu aici, treci. O să gust așa, uite, din sos o să gust. Da, sosul e foarte important, cine sosul nu... Ia să vedem, da. Sosul, proba sosului, doamnelor și domnilor. Ei, ce trebuie. E foarte bine. Cristi, eu plec în vamă, numai. Bravo. Da, doamnelor și domnilor, mai avem, însă, îi mulțumim foarte... Doamnelor, un rând de aplauze pentru Ovidiu Comornic, vă aud! Mulțumesc, vă mulțumesc! O să mai avem puțină treabă cu Ovidiu până atunci, însă v-am povestit, ieri a venit George Rotaru și a povestit că Iuliana Marciuc împreună cu Katia Cicală, cu Raul și cu George Rotaru a oferit o zi absolut magică unor oameni în etate seniori. A fost o acțiune foarte frumoasă la Euforie, marea văzută prin ochii unor oameni care chiar aveau nevoie de această bucurie. Un material absolut emoționant. Cu siguranță veți simți o lacrimă în colțul ochiului gândindu-vă la părinții voștri, cei de acasă.